legendele, zvonurile și poveștile iscate în jurul comorii lui Decebal sunt nenumărate, dar cea pe care o vom prezenta are un farmec aparte. Întâmplarea relatată de Pavel Varga nu a fost numai uimitoare, aiuritoare și cu un puternic iz de credibilitate, dar a avut și consecințe imediate. O mulțime de oameni, stârniți de povestea comorii descoperite și atrași de sclipirile aurului unei comori uriașe, și-au pus la bătaie averile în încercarea de a o găsi. Astfel, povestea comorii lui Decebal a avut o continuare palpabilă, materializată într-o afacere la începutul secolului XVIII. În anul 1716, grav bolnav, un necunoscut din Cluj, pe nume Pavel Varga, a lăsat un testament ce avea să stârnească o mare tulburare timp de aproape 3 secole după ce s-a aflat conținutul lui. Testamentul povestea despre descoperirea unei comori fabuloase aflate într-un munte despre care se știa că ar ascunde un tezaur imens. Pavel Varga, însoțit de 2 tovarăși, ar fi luat doar o mică parte din bogăție, restul rămânând în peștera în care era îngropat. Zvonul despre comoara care l-ar fi îmbogățit pe norocosul descoperitor s-a întins încetul cu încetul, iar oamenii au crezut în el. Cazul Martinuții, cardinalul care s-a căpătuit dintr-o comoară, fiindu-le proaspăt în minte. Auzind că în muntele s-ar afla comori, am luat cu mine doi tovarăși, am dat de un pârâu, în albia lui am găsit pulbere de aur. Mergând pe pârâu în sus, dădură de un loc fortificat de la natură. Varga povestește apoi cum a descoperit o deschidere subterană, cum a intrat în ea și cum acolo a văzut o comoară. De două părți stăteau legați doi ogari de argint curat și cu ochi de diamant. I-am pipăit și apoi văzurăm doi lei care erau cu totul de aur. Mai înăuntru dădură de un om care stătea pe un scaun de aur și ținea în mâna sa un baston de aur. În fața lui stăteau înșirați 12 regi cu coroane pe cap, toți din aur și împodobiți cu pietre scumpe. Mai încolo aflarăm un fel de pivniță în care erau niște scrisori, dar nu am putut citi, căci nu înțelegeam scrisul. Tot în pivnița aceasta se aflau o mulțime de butii și vane de argint. Le-am numărat și erau cu totul 366, toate pline cu bogății fără sfârșit. După ce își exprimă părerea că din comorile aflate sub pământ s-ar putea îmbogăți toți locuitorii Transilvaniei, Varga afirmă că a astupat gura subteranei cu pietre și că, după aceea, încărcați cu aurul luat, cei trei prieteni s-au jurat că nu vor intra din nou decât împreună. Vom arunca o privire critică asupra testamentului, încercând să subliniem neclaritățile ce apar în jurul lui. De ce nu știm nimic despre Pavel Varga? Ajuns celebru datorită întâmplărilor povestite în testament despre acesta, ar fi trebuit să ajungă până la noi mai multe informații. Cât de bogat ajunsese, de unde era, unde a trăit, ce posesiune a avut, de ce a murit, ce bogății a lăsat în urma lui și care îi sunt moștenitorii legali. Faptul că documentele vremii nu îl menționează demonstrează fără putință de tăgadă contestatarilor că acesta nu este decât un personaj inventat. De ce în testament nu e specificat clar numele muntelui pe care s-a făcut descoperirea?
Dorea Varga doar să-și chinuie moștenitorii punându-i degeaba pe drumuri ca să caute potcoave de cai morți pe tot felul de munți și prin văgăuni, sau neclaritatea este doar opera unui escroc isteț care a realizat că amatorii de câștiguri rapide s-ar lăsa prea repede pe gubași dacă ar merge într-un loc clar și nu ar găsi nimic? Lipsa mai multor informații precise din testament pare voită și menită să crească interesul și deopotrivă să scoată gologani din buzunarele victimelor. De ce testamentul a circulat doar sub formă de copii, dar originalul nu a fost niciodată văzut? Poate pentru că el nu există? Ce s-a întâmplat cu ceilalți doi tovarăși ai lui Varga? S-au îmbogățit și ei? Cum se numeau? Când au murit? Cum de aceștia n-au destăinuit la rândul lor apropiaților marea taină? Absența totală a referințelor despre martorii descoperirii Comorii induce iarăși neîncredere în veridicitatea poveștii lui Varga. Au existat chiar păreri potrivit cărora tovarășii lui Varga ar fi fost uciși, ca nu cumva secretul Comorii să se afle. Pe măsură ce un număr din ce în ce mai mare de oameni au aflat detaliile testamentului, orașul Cluj a început să fiarbă. Tulburarea și dorința de îmbogățire a celor ce au luat în serios indicațiile privind descoperirea Comorii au dus la înființarea Societății pentru Căutarea Comorilor. Era anul 1790 și lumea nu mai avea timp să aștepte. Motivul pentru care oamenii au acceptat cu entuziasm provocarea testamentară este relevat de un document din 1826 care precizează: mai multe comori sunt ascunse în pământul Ardealului decât există în toată lumea la suprafața pământului. În multe locuri pot fi găsite pivnițe umplute cu comori, ascunse acolo de oameni aflați în fața primejdiilor amenințătoare. Apoi, fie din cauză că oamenii s-au luptat cu dușmanul și au pierit, fie că s-au dus în pribegie și au plecat definitiv, comorile au rămas ascunse. Demersul nu era însă unul ușor, pentru că din anul 1571, Dieta Transilvaniei adoptase la Târgu Mureș o lege potrivit căreia acela care găsește o comoară veche în propriul hotar are obligația să predea o treime vistieriei princiare. În cazul în care găsea comoara pe pământul altuia, trebuia să se înțeleagă cu proprietarul acelui teren, adică să-i cedeze o parte. Dacă ar fi încercat să păstreze comoara pentru sine, aceasta urma să-i fie confiscată în întregime. Societatea pentru Căutarea Comorilor era organizată pe principiile unei confrerii secrete. Membrii ei jurau pe Evanghelie, ținând lumânări aprinse în mână, că cel ce va găsi vreo comoară o va împărți cu ceilalți membri. Investițiile au fost importante: unelte de săpat performante, grupuri de muncitori și un volum enorm de muncă. Țintele? Comori despre care lumea vorbea că ar fi fost îngropate în împrejurimi și, cea mai importantă, comoara lui Decebal. Pădurile au fost luate cu asalt. Munții n-au scăpat nici ei de furia căutătorilor de comori. Gropi adânci au început să sfredelească locurile presupuse a adăpostite zaure. Ce au găsit? Nu se știe. Documentele păstrate nu dau amănunte în acest sens, ceea ce este de înțeles dat fiind secretul de care se înconjurau membrii grupului, dar după un timp, un scandal imens a scindat Societatea pentru Căutarea Comorilor. Zvonuri privind o posibilă trădare a membrilor societății din Ungaria i-a făcut pe ceilalți să se privească cu suspiciune. Neîncrederea pornea de la faptul că grupul din Ungaria al căutătorilor plecase brusc din zona în care făcea săpături cu un transport necunoscut, întorcându-se în patria mamă fără a mai da ochii cu ceilalți.
oare ce transportau aceștia și de unde atâta grabă? Ceilalți membri s-au considerat păgubiți și au fost convinși că săpătorii au avut noroc, iar descoperitorii fugiseră cu aurul, nedorind să-și împartă bogăția cu restul, așa cum juraseră când au aderat la societate. După numai 6 ani de activitate, în anul 1796, societatea ar fi fost desființată de autoritățile vremii, membrii săi au fost anchetați și cetățenii străini ce făceau parte din această grupare au fost de grabă expulzați. Motivul invocat de guvernanți a fost că, prin aceste căutări deșarte, membrii societății pentru căutarea comorilor nu-și mai practicau meseriile și își pierdeau averile. Credeți că odată cu eșecul societății pentru căutarea comorilor în încercarea de a găsi comoara lui Decebal, afacerea Varga s-a încheiat? Nu vă amăgiți! O jumătate de secol mai târziu, când ecourile scandalului testamentului de la Cluj se mai stompaseră, testamentul lui Varga avea să iasă din nou la lumină. Noul corp delict avea să fie de această dată o scrisoare apărută în 1860 în arhivele regale din Târgu Mureș și atribuită unui dezertor din armata imperială. Scrisoarea acestuia, redactată cu 3 zile înainte de a fi împușcat, relua o mare parte din ceea ce povestise Pavel Varga în testamentul lui. În tentativa acestuia de a nu fi prins, s-a refugiat la curtea unui grof, unde a lucrat ca tăietor de lemne. Odată, pe când umbla singur prin pădurea stăpânului, a descoperit ruinele unui zid ce adăpostea și intrarea într-o tainiță. Înăuntrul tainiței, dezertorul a găsit cam aceleași vestigii ca și Varga. Cei doi câini de argint, regele Decebal pe un tron, respectiv dregători și membrii ai familiei regale în mărime naturală, din aur și bătuți cu nestemate, precum și o masă de aur cu un diamant în mijloc ce lumina fețele statuilor. Tainița avea 3 încăperi, din care una adăpostea rămășițe umane. Ultima cameră, cea care adăpostea statuile, era plină cu aur, argint și pietre prețioase. Leii de aur nu mai sunt menționați în scrisoarea dezertorului, probabil pentru că îi luase Varga. Văzând atâta bogăție, soldatul s-a speriat și după ce și-a umplut buzunarele cu aur, a părăsit în grabă locul, dar nu înainte de a stupa intrarea tainiței cu pietre. Nu avem informații privind numărul de creduri înșelați de Noul Testament sau scrisoarea dezertorului. Indiferent de veridicitatea povestirii atribuită lui Pavel Varga, ea rămâne o filă de istorie. Datorită emoției pe care a strânit-o această relatare, mulți oameni au visat frumos timp de 2 secole. Alții însă au știut să profite de pe urma acestei incredibile povești. Dar asta nu e totul. Mulți oameni, luând de bune cuvintele testamentului, mai caută încă pe baza acelor descrieri, rătăcind, scormonind, urnind stânci din creierii munților și speră la fabuloasa comoară ce le-ar putea schimba destinul. Încheiem aici, nu fără a ne întreba, dacă totuși un anume Pavel Varga a descoperit comoara lui Decebal.